Scandalul izbucni după ce noi zgârieturi au apărut pe un modul al coloanei fără sfârșit. Totul s-a petrecut duminică, iar polițiștii locali, cei care trebuiau să supravegheze opera, s-ar fi aflat la câțiva metri distanță. Au reușit să identifice făptuitorul în persoana unei fetițe de 12 ani, din Olt, tocmai după ce aceasta apucase să scrijelească opera cu o piatră. Pentru că nu a supravegheat-o, mama fetiței a fost amendată cu 500 de lei, iar cercetările vor fi continuate acum de Inspectoratul Județean de Poliție. Cazul rămâne în continuare în cercetare. În urma sancțiunii contravenționale aplicate persoanei în cauză, a fost întocmită întreaga documentație care a stat la baza emiterii procesului verbal de constatare, fiind transmis către Inspectoratul Județean de Poliție pentru competentă soluționare. În funcție de ce vor stabili polițiștii, s-ar putea deschide dosar penal pentru distrugere. Între timp, autoritățile sunt sfătuite să inițieze demersuri pentru ca turiștii să nu mai intre în contact cu operele lui Brâncuș din Târgu Jiu, să le poată admira fără să le atingă, ori chiar vandaliza. Erați că la Târgu Jiu, Brâncuș, operele sale sunt respectate îndeajuns? Ce înseamnă respectate? Conștienți de... Nu sunt respectate. Ar trebui să fie în jurul porții un caroiaș în care să nu mai treacă nimeni pe sub poartă. Pe lângă masa tăcerii un caroiaș cu senzori ca să nu mai treacă, să nu se mai așeze niciun de președinte sau de orice ar fi el pe acele scaune. Indiferent cine ar fi el. E o operă de artă care trebuie vizualizată, nu atinsă neapărat. Bun, e mult de discutat aici. Poate Brâncuș nu poate. Brâncuș ar fi dorit asta, ca lumea normală să se așeze. Da, mă, dar lumea normală să se așeze pe scaune, nu să mănânce parizer acolo. Sau să, că nu-i plătit ca gardienii de acum 20 de ani, că voi sunteți mici. Eu fac filme aici de mult. Când nu primesc salariul două luni să dea cu levierul de metal în scaune. Că găurile alea sunt de la lucruri voite. Da? De la... Știu de unde sunt, de mult. Voi nu știți. Ori, într-o lume în care e greu să înțeleagă lumea că trebuie să aibă grijă de ele, nu, domne, trebuie să fie senzori în jur, ne uităm la ele ca la o operă de artă. Nu mai punem mâna pe ele, nu mai facem cu piciorul așa, nu mai flexăm piciorul când suntem la nuntă sub poarta sărutului. Facem doi pași în față, în față primarul trebuie să facă două pătrățele la 20 de metri, aici stămile mireasa, aici e nunta, salut, v-am pupat, dacă avem chestia asta și avem, e foarte bine să se facă nunți la... Dom'le, dar nu mai atingem poarta, nu mai atingem masa, nu mai scriem Adrian plus Gabriela Love pe coloană, gata, dacă n-am înțeles chestia asta, le înconjurăm frumos și nu le mai atingem. La ultimele cercetări, specialiștii au descoperit gumă de mestecat, resturi de suc sau mâncare pe opere. Este anormal ca un grup de oameni, majoritatea, să gândească pentru binele monumentului în cel mai riguros mod, cu un program și un proiect foarte bine puse la punct, să respecte rigori severe, cât mai cât se poate de severe, și cu toate acestea să existe și o atitudine absolut de neexplicat. N-am gândit, sunt lucruri și gesturi care nici măcar nu pot fi comentate. E păcat. Specialiștii care au studiat operele susțin că acestea sunt degradate, iar pentru salvarea lor trebuie să fie restaurate și apoi bine întreținute. Se vorbea la un moment dat despre montarea unor camere de supraveghere în zonă, însă nimic nu s-a concretizat până în prezent. A rămas așadar, tot ca polițiștii locali să supravegheze capodoperele din cele două parcuri din Târgu Jiu. Numai anul trecut, peste 70 de persoane au fost amendate după ce s-au urcat cu picioarele pe opere, au pus mâncare pe acestea sau chiar le-au zgâriat, deși sunt pancarte care atenționează că este interzis contactul cu operele.